loturile lor pentru acest nou sezon, în dorința de a se întări și pentru, evident, pentru a obține acea promovare. Partidă la care asistă, iată, și câteva zeci, mă gândesc, de suporteri, dincolo de limitele acestei arene, dar după cum vedeți, sunt niște limite cu transparență și sigur e ca și cum ar fi practic într-o tribună acolo acești spectatori. Vedem cum arată echipa gazdă cu Duț în poartă, apoi Nicola Pârvulescu, Sălceanu și Mitrea, Țegle și Pană sunt la închidere, Haită așezat în spatele tripletei Sima Blănaru Dămașcan. Universitatea Cluj, antrenată de Constantin Enache, cu portarul Muțiu, apoi Rus, Luchin, Tamaș, capitanul echipei, revenit, iată, în primul 11, după ce a jucat o repriză în Cupa României, revenit după accidentare, felul în care au fost văzute transferurile. A început această partidă cu echipa gazdă, Turist Turnu Măgurele, în echipament albastru. 0-0, un pic mai mult așa animație în partea a doua, dar în fine, spunea el, am avut o discuție mai serioasă la pauză și le-am zis că voi face schimbări foarte repede. Aici este un șut pe cadrul porții. Repet, asta în condițiile în care Haită nu are decât 19 ani. Aici e o pasă foarte bună. Șutul lui Blănaru se duce puțin pe lângă. Spune că a fost deviat acel șut. Ioan Filip l-a preferat aici pe Gavra. Din nou Filip, minge jucată în interior, arată bine această acțiune, un șut și este gol după o minge respinsă aiure acolo de portarul Duțu. Un gol care vine după o acțiune destul de iute de portarul Duțu. Încă o dată șutul lui Gavra. Șut la colțul scurt. Duțu respinge prost. N-au făcut pressing sus prea mult. Au avut câteva acțiuni în debutul meciului. Aici o centrare bună, o minge care este lovită cu capul de Blănaru. E o fază destul de controversată, pentru că e posibil ca portarul celor de la Cluj să-l fi lovit involuntar sau, bine, vom vedea aici mai bine. Nu atinge mingea Muțiu. Și s-ar putea să-l fi atins în schimb pe Blănaru. Nu e unghiul cel mai bun, însă impresia este că Muțiu, la cum se întinde, nu a apucat să lovească mingea. Aici este, în schimb, fază de 2-0 cu un șut de la vreo 20 de metri și în loc să fie acolo, sigur, posibilitatea de penalti, vine acest gol, o reușită altfel frumoasă, un șut. Cred că au fost cam 20 de metri. N-am văzut prima parte a acțiunii încheiate cu golul lui Novac, pentru că eram pe acea reluare. Însă Novac reușește să marcheze. E primul lui gol. Bun, aici e mingea recuperată chiar de el. Trece de doi adversari și reușește să tragă plasat. Frumos gol. Meciul s-a jucat tot aici. E o fază foarte bună pentru același Pârvulescu. Pârvulescu se întoarce, șutează foarte aproape de o dublă încheiată 1-1. Meci care s-a jucat undeva la mijlocul lunii septembrie. Bună pasa pentru noul intrat, Negrean, șutul acestuia. Atât timp cât suntem totuși încă în etapa a șaptea. Corner aici și o lovitură de cap, un gol care aparține lui Sălceanu. Sălceanu reușește să marcheze la o ieșire proastă a lui Muțiu. N-ajunge cu mâinile acolo unde ajunge cu capul Sălceanu. Bun, Sălceanu vine liber
nu e nimeni cu el. Cred că cel care trebuia să-l aibă sau care l-avea în, în marcaj era Novak. Și atât reușind să recupereze aici mingea prin intervenția lui Novak. Bună schimbare de direcție până la Pârvulescu. Pârvulescu rămâne în posesie și pasează lui Gavra. Continuare frumoasă și un șut de 3-1. Ce bine a circulat această minge. A fost o fază care a curs foarte frumos și cred că golul îi aparține lui Mâneran. Gol care vine în acest minut 72. Eric Lincar foarte nervos. Încă o dată, foarte bine se descotorosește de noul intrat Liviu Mihai. Colaborează bine acolo Negrean, pasând decisiv și vine șutul cu latul. Implicat în această construcție pe 16 metri și Sima. Pasă pe care urmărește Gavra. Gavra încearcă scărița, trimite mingea, însă pe lângă poartă. Aici pe contraatac se poate juca 2-1. Așteaptă în dreapta Novak, se duce Pârvulescu, care încearcă o execuție pretențioasă. Universitatea Cluj a fost orientată mai mult spre defensiv. Aici minge pentru Negrean. Negrean înapoi pentru un 4-1. Nu cred că s-a ridicat fanionul. E golul lui Novak. Dublă pentru Novak, care primește o pasă decisivă de la Negrean. Gol care vine în minutul 88 și sigur că acest 4-1 va fi foarte greu de digerat de către echipa lui Turis, care în general, să zicem că nu este o echipă foarte răbdătoare, conducerea în special, actuala ocupantă a locului al doilea. O minge șutată direct pe poartă. Este fluier de final, o victorie concludentă a echipei lui Enache. Universitatea Cluj câștigă cu 4-1.